acolo să văd care e rădăcina delirului, nu? De... În trecut să vezi care e rădăcina și să vezi unde am fi ajuns. Da, da, evident, evident. Eu, nu știu, cred că ar trebui să călătorim mulți acolo ca să vedem dimensiunile nebuniei. Deci, încă o dată, cum trăiește, din fericire, încercuite, încarceruite, au rămas bucățile astea de țesut istoric. Nu? Care și cu toată eterogenitatea lor și cu toate problemele pe care le-au să supraviețuiască închise acolo, nu? Pot încă să mă întâlnesc cu Bucureștiul francez, pot încă să mă întâlnesc cu Bucureștiul neoromânesc, neobalcanic, de fapt, să mă întâlnesc cu raționalismul care se impunea în toată Europa în anii 35. Dacă ar fi dispărut și urmele astea, probabil că procesul ar fi fost irreversibil. Justin, vreau să insistăm puțin pe ideea care mă frământă. Bucureștiul vechi. Era un București, nu știu cum să-i zic, pentru că nu vreau să-i spun nici frumos, nici funcțional, era un București adevărat, ca lumea, un oraș în care îți plăcea să trăiești? Dacă citim ce scrie Caragiale, nu foarte tare, nu foarte tare. Dacă citim ce scriu alții, e interesant. Era savuros, sigur. Dar era... nu avea spații publice. Nu. Și nu avea o societate civilă care să impună niște exigențe și să solicite apariția spațiilor publice. Îmi dau seama acum că inexistența unui spațiu public, inexistența piețelor și așa mai departe, este o consecință a felului în care a crescut orașul. Da. El n-a crescut ca sub o autoritate publică care a decis. Străzile se aliniază la fațadă. Pentru că cel care a spus asta era proprietarul spațiului public. Da, exact. La noi lucrul ăsta n-a putut fi creat pentru că s-a făcut sub o negociere orizontală. Și în momentul în care a apărut actorul care ar fi putut să genereze spații publice, s-a trecut în extrema cealaltă. Bă, era dement. Și a zis, niciun spațiu public, interzicem complet adunările, da. Facem piețele atât de mari încât să nu-ți vină să traversezi pe acolo. Și mai departe. Dar e adevărat, noi nu am avut catedrale deschise către niște piețe sau catedrale care se folosească ca piețe, pentru că catedrala în gotică era piața. Sigur, sigur, asta era. Era și bursă de mărfuri în unele cazuri. Era într-adevăr multifuncțională, polivalentă. Se negocia și lupanarul în spatele ei și așa mai departe. În București avem maidane, cuvânt turcesc de altfel, în care apar din când în când biserici. Da, Maidanul nu e un loc public definit. E un rezidu. E un rezidu alveol acolo. Da. Pe care nu ajungi să o asumi. Nu la nivel social, la nivelul comunității. Nu, ăla e un rezidu pentru că nimeni la momentul X nu și-a pus casa acolo și acum nu mai e cazul pentru că e un dezastru în teren. Se întâmplă o grămadă de minunății acolo... Mai taie cineva o rață, mai... Aruncă gunoaiele, mă rog, Maidan. Acum e clar că avem nevoie de piețe. E evident că avem nevoie de piețe. Și București nu are piețe. București are parcări. Da. Orașele europene au piețe, noi avem parcări. Noi avem parcări, iar clădirile, care trebuie să aducă sinteza asta între pictural și sculptural și arhitectonic, la noi sunt înlocuite de planșele de reclame. Lângă biserica italiană, la un moment dat, lipsa de gust sau poate impertinența celui care făcea reclamă a făcut ca... știi biserica italiană, da. Ce frumoasă, micuță, superbă, cu campanila ei discret așa, era desfășurat de la etajul 1 până la ultimul etaj al blocului interbelic cu bist ce era acolo. Da. O reclamă la chiloți, în care o femeie cu picioare, nu știu ce, era fotografiată de jos în sus și se vedea piciorul lung, frumos, până spre chiloți. Extraordinar, e ceva. Da, există paradoxuri de astea. Cred că sunt pline paginile web despre București cu fotografii din acestea stranii și cu bizarerii și... Ți-am pus întrebarea, Justin, referitoare la vechiul București, înainte de distrugerile lui Ceaușescu sau să zicem distrugerea comunistă, de fapt, și cu concepția lor carcerală despre urbanism, pentru că și el trebuia modificat. El începuse să fie modificat. Repet, în perioada interbelică, începuse să fie modificat. Magherul este probabil singurul ansamblu multifuncțional din București coerent.
bine structurat și e evident că este principalul pol de atracție al orașului. De fapt, din acest motiv, că a fost bine structurat. Da. Da. El începe la Piața Romană și se termină la puțin după Piața Universității. Da, Piața Universității, practic, se termină. La Palatul Șuțu, da? Da, după aceea începe, se produce un dezechilibru în continuare până la Piața Unirii. Mergând spre Piața Unirii, la Piața Universității, am o parte, pe partea stângă, unde nu prea am țesut urban, după aceea am parcul de la Sfântul Gheorghe. Da? Și după aceea am magazinul Cocoru și totul e destructurat. Pe partea cealaltă am într-adevăr un front solid constituit care ține până aproape de Piața Unirii. Excepție făcând în ambele cazuri blocurile de la capăt, care sunt un bloc de anii 70 pe parte, și blocurile noi de pe Victoria Socialismului, care țin într-un clește așa Biserica Sfântul Ioan, nu au nicio legătură cu nimic. Justin, ce avem de făcut ca cetățeni și ca locuitori? Nu știu dacă răspunsul e la fel pentru cele două categorii. Ca cetățean, ce am eu de făcut ca să refac distrugerea din mintea mea, pe care mi-a produs-o distrugerea Bucureștiului, și ca să neutralizez distrugerea din oraș pe care a produs-o comunismul? Cred că asta e atât de personal și de subiectiv, e greu să răspund în locul altora. Știu ce aș face eu, sau ceea ce mi-aș propune să fac. Ce ai face tu, Justin Baroncea, ca arhitect sau ca cetățean? Ca cetățean. Okay. Aș face o listă cu cereri, în primul rând pentru primarul locului în care, care mă administrează, nu? Districtului de care țin. E foarte mare distanța între mine și el în momentul ăsta. Absurd de mare. Dacă locuiesc la periferie, aș începe să îi cer politici care să deschidă spațiu public și care să mă ajute să găsesc servicii și zone atractive acolo unde locuiesc eu. Să scoată gărdulețele care înconjură zonele verzi și să găsească posibilitatea de a scoate mașinile din fața blocului meu. Pentru că atunci când ies dintr-un bloc, dintr-un cartier dormitor, nu ajung într-un spațiu comun. Ajung într-o parcare. Din dormitorul blocului intri peste dormitorul mașinilor. Exact. Ies din dormitor, din furnicar, și intru într-o parcare. Da. Nu am voie să o iau prin anumite locuri, pentru că sunt plăcuțe cu nu călcați pe iarbă. Spațiu se presupune că e al meu. Bine, nu mai sunt plăcuțe, dar gărdulețele care înconjură spațiile alea există. Deci ăla se presupune că e spațiu comun. Dar eu nu pot să-l parcurg. Mi este inaccesibil. Este spațiul primăriei. Atât. Da. Atât și nimic mai mult. Ca și parcările. Și atunci, pe aici ar trebui să înceapă lucrurile. Dacă locuiesc în centru, ar trebui să cer mai mult sau mai puțin același lucru. Răspunsul este recucerirea spațiului public de către cetățean și locuitor. Da. Ar trebui, într-un fel sau altul, să reușim să scoatem din fața Ateneului parcarea hotelului Hilton. Ar trebui să reușim să scot din față de la cină toate mașinile alea care nu mă lasă. Eu dacă merg pe trotuarul din stânga Căi Victoriei, mergând spre Dâmbovița, da, la un moment dat, ajung într-o mare parcare, într-o mare dilemă. Ce să fac aici? Ce caut în locul ăsta? Pentru că din față de la Hilton până în față la Crețulescu nu am niciun loc. Ai parcări din care răsare majestuos țeapa Revoluției. În afară de țeapa Revoluției, am câte o mașină care a câștigat un campionat cocoțată de eleganță. Da, de obicei sunt mărci foarte urâte, cocoțată pe cât un piedestal. Mai am câte un cilindru la fel de estetic, plin de reclame. Și nu am ce să caut. Toată lumea spune, cel mai important spațiu din centrul orașului. Pentru cine? Important pentru cine? Dacă mă merg pe partea cealaltă, da, ajung la Palatul Regal, unde aș putea să am o alveolă în care să zic, aici nu sunt mașini, aici pot să respir ca pieton. Dar grădina aceea nu este a mea, este proprietatea Ministerului Culturii, a muzeului, nu știu cine, are un gard. Asta foarte serios. Nu acolo decât în mod disciplinat și la anumite ore. Exact. Când muzeele din Europa sunt toate deschise către spațiu public. Când am fost la Basel, muzeul de artă din Basel stă într-o piață extraordinară, complet deschisă.
nu are gard, nu are poartă, da. Nu are...